Bună, dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu invitatele mele, noile mele prietene și sunt sigur că și ale voastre, Timea și Monica, cu care discutăm despre traumă transgenerațională. Știu, sună provocator și este un concept pe care trebuie să-l înțelegem, să-l rumegăm puțin și tocmai de aceea venim cu informații noi, pentru a vă ajuta să înțelegeți de ce se întâmplă în viața noastră anumite lucruri care simțim că de fapt nu ne aparțin. Ducem după noi anumite energii, o karmă, depinde fiecare cum vrea să spună, anumite păcate, ca să spun așa, din alte zone pe care le-am moștenit oarecum de la străbunii noștri și pe care trebuie să le rezolvăm. Pentru că, până la urmă, despre asta e vorba. Să ne vindecăm pe noi și astfel vom schimba lumea. Nu? Parcă despre asta am discutat în prima parte și acum revin la provocarea pe care v-am lansat-o, doamnelor, referitor la metodele specifice pe care le aveți pentru a rezolva, să spunem, a identifica în primul rând și a rezolva aceste traume transgeneraționale. Timea, dacă ne poți spune, ai Da, cuvântul. cred că e foarte important să începem cu un lucru de mare importanță, faptul că cu ce venim noi spre terapeuții, coachii, consilierii organizaționale din România, îi să înțeleagă omul în contextul lui social, în sistemul lui. Pe lângă sistemul ăsta și contextul ăsta social, există și contextul trecutului pe care îl are. De ce? Pentru că trauma colectivă a României, nu numai a României, o traumă colectivă a unui grup de populație este strict legată de trauma individuală a fiecăruia. Și în momentul în care vedem oamenii în acest context, este primul pas pe care îl facem către... îmi cer scuze, am dat drumul la... Zoom-ul meu are emoții. Și după cum îți spuneam și în pauză, noi vorbim despre lucruri foarte, foarte, foarte concrete. Vorbim despre traume colective care sunt legate de războaie, persecuție politică și așa mai departe. Trauma creează individual întâi un sentiment de nesiguranță, de neîncredere și de aceea ce se întâmplă în momentul actual în România și în alte țări europene, avem o participare minimă la procesul democratic, neîncrederea bazală. De aceea noi venim cu acest proiect, venim cu o serie de instrumente terapeutice sau de consiliere care sunt menite să meargă către multiplicatori, adică psihoterapeuți, psihologi, medici, asistenți sociali și să-i ajute să sprijine acest proces de vindecare și de integrare a traumei transgeneraționale. M-ai întrebat care ar fi concret. Îți spun ce noi concret facem. Suntem deja de 2 ani în România. Formăm psihoterapeuți, psihologi, coach, consilieri și îi specializăm în aducerea acestui aspect transgenerațional în toate formele de terapie sau consiliere pe care le practică ei. Printre aceste persoane se numără chiar și persoane care sunt psihoterapeuți de vârf în România, precum ar fi Raluca Antun și Petronela Rotar, toți vin către noi pentru că își doresc să afle pentru metoda lor de terapie sau consiliere, ce face aspectul transgenerațional. Folosim la bază instrumente ale metodei de terapie a traumei transgeneraționale Generation Code, cum ar fi, de exemplu, jocul Rădăcini Puternice, cel pe care îl cunoaște și Monica, și cardurile de terapie transgenerațională, instrumente precum genograma standardizată european, tabla sistemică, instrumente concrete care par a fi niște jucării, dar nu sunt, care îi ajută pe colegii noștri să lucreze în cabinet sau la clasă sau în birou cu colegi, cu clienții lor.
Pe site-ul nostru, pe Generation Code România, avem o hartă interactivă unde oamenii pot să găsească persoane care lucrează cu aceste instrumente și, după cum ați spus și la început, noi oferim nu numai pe contra cost aceste ședințe, ci lucrăm și pro bono cu grupuri, oferim conferințe gratuite, deci efectiv facem un proces de misionarism al muncii cu trauma transgenerațională de clarificare pe plan național. Aș vrea să o întreb poate pe Monica, cum a fost pentru tine impactul pe care l-a avut și ce s-a deschis, pentru că țin minte din discuțiile noastre felul în care în fața ta s-au deschis noi ferestre către aceste aspecte. Pentru mine a fost ceva nou, pentru că de obicei în consiliere, în terapie, este munca cu persoana, dar metoda asta aduce niște elemente concrete însemnând niște instrumente, cărți, cartonașe, sunt niște lucruri foarte concrete și aplicate, ca să și aplicate, așa. Dar care te ajută practic persoana respectivă, clientul, să se detașeze de traumă și ajută să intre într-un proces de vindecare. De obicei, consiliere se face unul la unul, discutăm la nivel psihologic, dar în aceste cursuri pe care le-a prezentat Timea, eu am văzut ceva foarte concret, foarte accesibil și foarte simplu pentru fiecare persoană și care te ajută să te lești ceva de lucrurile respective, sunt niște instrumente, niște jocuri, jocuri, practic este jocul ăsta, rădăcini puternice, și asta mi s-a părut foarte interesant, care poate să fie accesibil fiecare persoane și care ajută persoana respectiv să facă o călătorie interioară în care terapeutul, persoana, este acolo prezentă, persoana, și clientul care intră în jocul acesta, el face istoria, el parcurge istoria, el găsește, face drumul propriu și terapeutul este acolo prezent ca un suport, ca un însoțitor de drum. Asta pentru mine s-a părut fantastic. De multe ori în consiliere, în terapie, noi încercăm să proiectăm, să spunem, știi ce ar trebui să faci tu, asta, dar nu, aici este vorba de o persoană, terapeutul însoțește. Efectul este unul de intrare în coerență, adică oamenii încep să-și asume puterea mâinilor lor, încep să intre în coerență, încep să intre în autonomie, încep să se vadă ca și formatori ai destinului lor, lucru care e foarte important. Încep să-și ia puterea înapoi, ca să zic așa, nu? Da, lucru care în România de multe ori este împins pe seama lui Dumnezeu, e voia Domnului, dar noi știm că Domnul îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Așa este. Știi ce vreau să te întreb, Timea? Dacă sunt astfel de metode pe care voi le folosiți, pe care oamenii le-ar putea folosi de unii singuri, să spunem. Dar cum bineînțeles, cu îndrumare la început, neapărat, dar apoi să le producă singuri. Neapărat. Știi cum e? Vreau să se termine odată cu ideea asta că doar în cabinetul psihoterapeutului se întâmplă ceva. Oamenii au atât de multă putere, ei singuri, atât de multe drumuri duc la Roma, de fapt. Ce pot să facă oamenii? Oamenii pot să lucreze întâi singuri acasă, să-și facă singur un arbore genealogic, o așa numită genogramă. Pot întâi să-și noteze cum se numesc ei și să meargă mai departe un picuț și să vadă cine este mama, cine este tatăl și să scrie numele, când s-au născut, ce au fost de meserie. Dacă pot să meargă mai departe și către bunicilor, un arbore genealogic pe care să-și noteze toate informațiile pe care le știu și să stea efectiv să se uite și să citească ce au scris acolo, să-și ia timp, să discute cu rudele, cu cei care încă mai trăiesc, să-i întrebe. Și
să încerce să întrebe fără a aduce, de exemplu, ce învață oamenii cu noi, învață cum să adreseze aceste întrebări părinților. Deci noi învățăm că la masa de Crăciun nu se întreabă. Căriști! Felul în care îți întrebi părinții fără să-i învinovățești de ceva, pentru că suntem adulți, da? Toate aceste lucruri pot oamenii să le facă, pentru că astfel își vor dezvălui tipare interesante și vor putea să observe lucrurile care se repetă, felul în care ei repetă anumite lucruri în viața strămoșilor, pentru că e important că acest exercițiu nu presupune să-i salvăm, ci doar să identificăm ce influențe am moștenit. Oamenii pot apoi, dacă sunt mai autoreflectați, să înceapă să-și facă un mic jurnal în care să-și exploreze propriile gânduri și emoții, să se gândească dacă, de exemplu, au avut oi negre în familie, dacă, de exemplu, există persoane despre care toată familia crede că ar fi sfinte și de neatins. Astfel de lucruri, în momentul în care începem să ne gândim și să judecăm asupra lor, deci nu să judecăm ca și judecată, ci să judecăm noi în mintea noastră, ne ajută să vedem mai mult decât am avut până acum, am putut vedea până acum, și ne ajută să ne eliberăm blocajele emoționale. Și, bineînțeles, sfătuiesc pe toată lumea să meargă în terapie sau consiliere. Dacă au dureri și nevoi concrete, interioare, și bineînțeles m-aș bucura foarte mult dacă oamenii ar citi din ce în ce mai mult despre aceste teme. Pot să fac două recomandări, cărțile mentorei mele pe care le-am adus cu ajutorul editurii 3 în România, Sabine Luc, cartea Editura 3 Stămoși pe divan și Destin moștenit. Acestea sunt două cărți pe care le recomand și cel puțin cu aceste trei lucruri: arbore genealogic, genogramă, jurnal și un pic de citit, sunt deja trei minuni pe care oamenii simpli de toată ziua le pot face. Știți ce vreau să vă mai întreb? Dacă aceste traume transgeneraționale afectează și mai ales cum, să spunem, sănătatea mentală a tinerei generații, a copiilor noștri, ce lăsăm noi în urma noastră, să spunem? Acum, știi că nu-mi place să vorbesc pe lângă. Știm foarte bine că traumele moștenite se manifestă sub formă de violență casnică în familie, abuz, abuz sexual, sub formă de anxietate, tulburări de alimentație, depresie, dificultăți de adaptare, sentimente de pierdere, de gol, toate lucrurile astea se întâmplă zi cu zi. Dacă un strămoș a trăit o mare suferință sau persecuție, generațiile următoare pot simți o teamă permanentă, de exemplu, de abandon sau nesiguranță, chiar și atunci când aceste frici nu își mai au locul. Aceste lucruri pot să ducă la probleme de sănătate mentală, la comportamente compensatorii și la tipare de autosabotaj. Impactul traumelor transgeneraționale se observă printr-o mare tendință de a evita implicarea în societate, și vorbesc acum de noi înșine, de românii de azi, manifestată prin neîncrederea în instituțiile publice, de multe ori pe dreptate, absenteismul la vot, atenție, și participarea civică. Traumele istorice, cum ar fi opresiunea politică, au lăsat urme profunde, iar mulți români simt că implicarea nu va aduce schimbări reale. Și ăsta e un ecou al neputinței trăite de strămoși. Alcoolismul, dependența de jocurile de noroc sunt forme frecvente de evadare, modalități prin care oamenii încearcă să amorțească disconfortul emoțional pe care nu îl înțeleg complet. Aceste tipare de comportament pot și devin cicluri repetitive în familie, afectând relațiile interpersonale și stabilitatea emoțională a generațiilor prezente și viitoare. Iar aici, cred că mi-aș dori să aud pe Monica, cum vezi tu chestia asta legată de viața de zi cu zi
și trauma transgenerațională. Da, în viața mea de zi cu zi observ lucrul acesta în relațiile cu oamenii. Mă refer la, ca și, la nivel de comportament în grupuri. În grupurile care sunt constituite, mă refer serviciu sau depinde de în ce zone, depinde de grupurile respective, observ că tot persoanele respective, având anumite probleme, le proiectează în grup. Asta spun din experiența mea. Adică fiecare vine, adică tot ceea ce a experimentat în familie o aduce în grup. Sau, cum spunea Timea, de exemplu, o anumită ostilitate față de șefi, față de conducere. Ierarhie sau multe altele. Toate astea, eu zic, văd că le reiesc în anumite grupuri de persoane. Da? Și ceea ce este foarte, mi s-a părut interesant, că de multe ori toate aceste persoane cu probleme se unesc, se formează un grup, o energie comună care îi atrage. Da, energie comună. Și atunci asta duce spre violență, spre dependențe, spre alcool, mai multe lucruri. Și asta am observat și din păcate orice dependență, orice problemă legată de violență, totul vine dintr-o traumă, pentru că e vorba de o suferință acolo. Da, ca și o completare. E vorba de o fragmentare internă a individului. Asta, da. Asta are efecte mari asupra contextului socioistoric, pentru da. Că... Nu. Aici vreau să vin cu o întrebare, pentru că noi am mai discutat în cadrul emisiunii despre o, să spunem, o terapie, nici nu știu cum să-i spun, asemănătoare, complementară, și aici vreau să vă aflu părerea voastră dacă, de exemplu, constelațiile familiale au ceva în comun cu ceea ce faceți voi sau nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Nu are absolut nicio legătură. Metoda Generation Coaching, metoda cu care venim noi, sunt metode bazate științific, aduc ultimele noutăți din psihoterapie, cercetări avansate, neurobiologie, epigenetică, pe când, din punctul nostru de vedere, constelațiile familiale au o foarte mare componentă ezoterică și dacă nu sunt făcute cum trebuie, au un foarte mare potență de retraumatizare. Constelațiile familiale sunt orientate spre configurarea dinamică și vizuală a relațiilor dintre membrii familiei. Lucru care în principiu nu-i rău. E un lucru bun când se face lucrul ăsta. Rău este în momentul în care cei care conduc aceste constelații familiale încep să impună oamenilor care iau parte la aceste constelații, încep să impună idei despre cum ar trebui să fie corect. Noi știm acum din terapia sistemică, adevărul fiecăruia este un adevăr personal și noi purtăm în noi, la un nivel profund, adevărul nostru personal. Deci, metoda Generation Code pătrunde la un nivel profund și explorează trauma transgenerațională prin integrarea cercetărilor avansate din neurobiologie și epigenetică. Nu aranjăm simbolic relațiile, ci investigăm pur și simplu impactul traumei moștenite asupra identității și structurii emoționale a individului, a familiei și respectiv a colectivului, lucrând cu traumele și cu resursele înscrise în corp. Știm foarte bine care sunt ultimele discuții despre somatică. Deci nu ne limităm doar la reprezentări vizuale ale familiei, ci implicăm un proces terapeutic cuprinzător, cu instrumente concrete de lucru pentru o integrare autentică a trecutului în viața de zi cu zi. Este foarte important să ne raportăm la everyday life, la viața de zi cu zi, felul în care ne trezim, în care mergem la lucru, în care vorbim cu copiii noștri, în care mâncăm, în care efectiv tot ceea ce facem se rezumă la o viață de zi cu zi, felul în care noi trăim cu adevărat. Timea, știu că vii în România și am înțeles că ne și vizitezi în Iași. Te rog să ne spui câteva lucruri despre ceea ce va urma să se întâmple în Iași. Și când mai ales? Când? Vin acum în
sfârșitul noiembrie și vin pentru două lucruri. Odată o să țin un curs de rădăcini puternice. Acesta este un instrument al metodei Generation Code, un joc terapeutic care e creat pentru a facilita explorarea. Pot să vi-l arăt, l-am aici, cum arată el, o secundă. Acesta este jocul. Este un instrument care are mai multe elemente pe care terapeuții sau consilierii le pot folosi în cabinetul lor. Monica a făcut deja acest curs. El arată așa. Vine din terapia de familie sistemică și este un instrument care ne ajută să lucrăm individual, să explorăm aceste traume transgeneraționale individual sau în grup. Și vin pur și simplu ca să formez psihoterapeuți, asistenți sociali, medici, pedagogi, oamenii se pot înscrie pe site-ul nostru la acest curs, durează 3 zile. Și după ce am terminat cu acest curs, oamenii primesc un certificat cu care pot să lucreze la cabinet, li se permite să lucreze la cabinet, și după aceea mai am 2 zile de practică pentru cei care au absolvit deja cursul de teorie a terapiei traumei transgeneraționale. Voi face acum practica, este vorba despre acest set de carduri cu manual. Cardurile arată așa. Avem pe o parte fotografii care ne arată ce simbolizează cardul și pe spate avem exerciții. Acesta este un curs profund de 4 zile. Din ianuarie dăm din nou drumul unui astfel de curs. Oamenii, colegii, specialiști se pot înscrie și la cursul ăsta. De obicei, când vin într-un oraș, îl numim așa un turneu perpetuum, de obicei țin și conferințe sau o lansare de carte împreună cu librăriile Cărturești sau cu evenimente pro bono pentru un scop, cum se numește, un scop de a dona. Caritabil. Da, caritabil. De exemplu, data trecută am făcut un atelier la Caferamica, unde au venit peste 20 de persoane care au donat și după aceea am donat acești bani mai departe unei nevoi locale. Deci, în principiu, e un turneu, îl facem în toată România, acum suntem la Iași, la sfârșitul noiembrie, și invit colegii să se înscrie și să învețe despre felul în care aceste instrumente pot fi folosite. Chiar te rog să ne spui site-ul pe care se pot înscrie și la care pot participa. Site-ul se numește, deci dacă oamenii doresc să afle mai multe despre proiect, generationcode.ro sau pur și simplu în Google proiect Generation Code România. Și site-ul pe care se pot înscrie pentru a se la aceste cursuri sau pot să cumpere diferite instrumente terapeutice se numește Ancestry, ca și Ancestry cu Y la capăt, ancestryhub.ro. Sper să scrieți în burtieră ca oamenii să îl vadă. Am ales denumirea englezească pentru că suntem nu numai în România, ci și în Germania, în Spania, în Ungaria. Am început să lucrăm și acolo cu colegii de acolo și de aceea am avut nevoie de de ceva ce să aibă, cum să zic, relevanță și în alte limbi străine. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Sigur, cei care sunt interesați, vă provoc, dragile mele, dragii mei, să participați la aceste cursuri pe care le ține Timea în Iași. Monica vă poate da informații locale până atunci. Sigur. Atunci. Pe Monica. Sigur. Vreau să vă mulțumesc și cu voi, cu voi, dragii mei, dragile mele, cu siguranță mă revăd data viitoare. Încă o dată mulțumesc pentru prezență celor două doamne speciale și vă mai aștept. Timea, Monica, mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Mulțumim pentru invitație.